Domnule doctor, să ne spuneți, vă rugăm frumos, în ce stare a ajuns pacienta Ivanov în dimineața zilei de 18 august la pe secția dumneavoastră și mai exact ce manevre s-au aplicat? Bun, deci în data de 18 august 2023, în jurul orei 7:35, pacienta a ajuns pe compartimentul ATI maternitate. Am fost solicitat, am ajuns imediat la ea, am evaluat-o, am certificat stopul cardiorespirator, deci ea nu avea puls și nu respira. S-au inițiat manevrele de resuscitare cardiopulmonară specifice conform protocolului în cazul dânsii cu masaj cardiac extern și catecolamine intravenos plus protezarea căii aeriene superioare pentru ventilație artificială. S-au continuat aproximativ 40-45 de minute manevrele, timp în care, din păcate, nu s-a obținut întoarcerea la circulația spontană și după aproximativ 45 de minute a trebuit, din păcate, să certificăm decesul. Cam asta s-a întâmplat. Deci la momentul în care a ajuns la terapie intensivă, pacienta era deja fără puls. Da. Da, 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 da.